Am putea spune despre România că este țara lui merge și așa? Sintagma și are originea pe vremea lui Ceaușescu și se referă îndeosebi la modul în care se muncește. Nici creștinii nu sunt străini de ea, mai ales dacă separă credința de profesie. Cred că am pierdut această dimensiune a aducerii credinței în spațiul larg, public, civic, cum vreți să-i spuneți, și am pierdut ideea asta de închinare prin muncă. Cred că responsabilitatea noastră a fiecăruia individual este să înțelegem care este rostul pe care Dumnezeu îl are cu noi acolo unde ne-a pus. Munca este un mod de a-i sluji lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să fie un exemplu pentru cei din jurul lui și prin felul în care se raportează la muncă, nu doar atunci când merge la biserică. Tu trebuie să fii credincios lui Dumnezeu în toate lucrurile, în modul în care îți faci munca, prin excelența pe care tu o aduci prin munca ta. Aia este o închinare. Și eu cred că unul dintre motivele pentru care biserica și-a pierdut din influență este pentru că s-a limitat sau a restrâns închinarea în niște contexte puțin mai instituționalizate. Și atunci ne-am pierdut o pârghie, ne-am tăiat câteva mâini așa puțin în interacțiunea cu oamenii. Deci toate lucrurile sunt importante, dar dacă cred că sunt anumite aspecte care noi trebuie să le redescoperim, ar fi închinarea asta prin muncă, închinarea prin tot ceea ce facem. Fiecare dintre noi are chemarea lui și are cercul de oameni până la urmă pe care influențează, în care lucrează, și responsabilitatea primară trebuie să fie de chemarea individuală pe care Dumnezeu o are pentru noi. Corectitudinea în muncă și integritatea în afaceri sunt concepte care au fost foarte afectate în România și se vehiculează ideea că nu se poate altfel. Vreau să vă spun la modul cel mai serios. Se poate. Se poate cu multă cinste, cu multă corectitudine și în același timp cu demnitate să dezvoltăm afaceri în România. Și dacă noi, oamenii al lui Dumnezeu, oameni de afaceri, oameni slujitori în biserică, am promovat ideea aceasta mai mult în relațiile cu angajații noștri, în relația cu biserica și în relația cu toți ceilalți ai noștri, cred că țara aceasta sau în țara aceasta nu s-ar mai vehicula ideea sărăciei, ci din contră, Dumnezeu ar fi prezent în relațiile noastre, în bogățiile noastre, în ceea ce Dumnezeu ne-a dat să gestionăm aici pe pământ. Am stat de vorbă cu oameni de afaceri și le-am spus, dragul meu, dacă nu-L onorez pe Dumnezeu plătindu-ți taxele, eu îți spun din start, falimentez cât de repede. Aș încuraja credincioșii, nu în mod legalist, ci crezând că e vorba de inima noastră. Doamne, eu mă încred mai mult în principiile tale și în promisiunile tale decât în acțiunile pe care eu le fac de a jongla sau a afenta statul sau, mă rog, lucruri de genul acesta. Studiind Biblia și căutând călăuzire în ceea ce privește modul în care creștinul trăiește în spațiul public, se poate observa că Dumnezeu are grijă de creația lui prin orice muncă prestată. Creștinul este sare și lumină atunci când face totul ca pentru Dumnezeu și nu doar pentru a fi văzut de oameni.